După 2 luni de așteptare, patronii saloanelor de înfrumusețare pot respira ușurați. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că după 15 mai, ușile acestor stabilimente se vor deschide. Mulți manageri au început deja pregătirile, dezinfectează spațiile și cumpără echipamente de protecție. Unii au comandat deja separatoare pentru scaunele clienților. Dezinfectarea se va face după fiecare client, astfel că numărul programărilor o să scadă. Și pentru toate acestea vor plăti clienții, pentru că proprietarii de saloane deja au anunțat că cresc prețurile. Bună ziua, sigur că da, pe ce dată îți dorim? Pe 16 mai mai am la ora 17. Doamnele au început deja să-și facă programările la salon. Am sunat și a spus că aș putea avea o programare în data de 16 mai. A rămas că mă anunț în perioada următoare. Cu toate m-am putut descurca, pentru că le pot face acasă, mai puțin nu manicura, pedicura, pentru că la asta nu am nici gel, nici aparatura necesară. Managerii saloanelor de înfrumusețare speră să redeschidă de la data de 16 mai. Chiar dacă situația nu este clară, ei au început deja pregătirile. Majoritatea managerilor de saloane au comandat deja dezinfectanți, măști și mănuși. Noi ne pregătim și dezinfectăm tot salonul. Am luat dezinfectați, mănuși, măști, tot ce este necesar. Mai durează circa, să spun, o săptămână, până ne punem la punct cu toate. Am pierdut din încasări, ne-a fost foarte greu, suntem deja de foarte mult timp închiși, abia așteptăm să le redeschidem. Nicoleta este manicuristă și are deja programări pentru momentul redeschiderii. Nu știe încă dacă le va putea primi pe toate doritoarele. Am 3 fete deja programate pentru 16 mai. Sunt multe în așteptare. Între programări sterilizez ustensile, masă, lămpi, suprafețe, cameră, tot ce se poate steriliza. O să fie un număr mai redus de cliente. Dacă înainte aveam 7-8, cum probabil o să am 4-5. Eu sunt de părere să nu schimbăm deocamdată prețurile, să ne păstrăm clientele. Nici lor nu le-a fost ușor că au rămas acasă, poate multe din ele au rămas fără loc de muncă. În timp ce unii promit că nu vor mări prețurile, alții spun că în prețuri se vor vedea costurile măsurilor de urgență. Din păcate, va exista o modificare în ceea ce privește lista de prețuri. Pe lângă faptul că vor fi mai puține programări, cheltuielile ca și antreprenori de business, de înfrumusețare, cheltuielile noastre au crescut foarte mult. Cu cât vor crește prețurile? Va fi o creștere de un 5% estimez, pentru că nici creșterile acestea nu pot fi foarte mari, datorită faptului că într-o situație neplăcută se află foarte multă lume din toate domeniile. Eu am cheltuit undeva la 8.000 de lei doar pe plexiglasuri, covorașe, stație de dezinfectare, săpunuri speciale, viziere, măști, mănuși. În Germania, autoritățile vor obliga clienții și angajații saloanelor să poarte măști, iar spațiile de așteptare vor fi desfințate. Clienții vor veni direct la programare. În schimb, în România, normele încă nu au fost anunțate.